Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Vă spuneam un pic mai devreme că prezentatorii meteo din Marea Britanie au probleme serioase, sunt nici mai mult, nici mai puțin decât hărțuiți de troli. Pe rețelele sociale se întâmplă treaba asta. Ce s-a întâmplat mai exact? Păi echipa BBC a primit sute de tweet-uri sau e-mail-uri insultătoare și abuzive, prin care li se puneau sub semnul întrebării rapoartele și li se spunea să se liniștească, asta după ce temperaturile au ajuns la 40 de grade Celsius. Avem și declarația unui meteorolog BBC, Taylor, care a spus că nu a mai experimentat așa ceva în aproape 25 de ani de când prezintă vremea. Ei bine, cea mai mare parte a abuzurilor pare să fi fost provocată pe măsură ce s-au făcut legături între caniculă și schimbările climatice. Adică sunt unii care nu cred, domne, că e caniculă pentru că... Dar în Anglia a fost cel mai cald din istorie. Eu am plecat de acolo cu zi înainte de a veni valul de căldură. Au fost 40 ceva de grade. Ei nu sunt obișnuiți, nu au așa ceva. Oricum fusese cald la peste 30 de grade, o temperatură obișnuită pentru noi, iar la televizoare era panică. Îți spun, era așa, vine valul de căldură, râdeam. Sunt 32 de grade, spune, era foarte cald. La noi erau 38. Da, exact. Și râdeam pentru că pentru noi o temperatură medie, 32 de grade vara, e o vară obișnuită. Pentru ei era ceva cutremurător și pe măsură ce venea urgia asta cu 40 de grade, anunțurile se întețeau. Deci ei cu o săptămână înainte anunțau că feriți-vă, este căldură mare și așa mai departe. Și au început comparațiile cu ce s-a întâmplat în 1976, cu acel val de caniculă. Înțeleg că și la ei a fost foarte cald în acel an, 1976. Și trolii ăștia despre care povesteam au spus, mai lăsați-ne cu urgia asta și cu schimbarea climei, pentru că uite, s-a mai întâmplat treaba asta și voi exagerați și creați panică în oameni. Da, adevărul că e și greu să anunți căldură și să luni cineva să spună, domnule, mințiți. Domnule, sunt 41 de grade, mințiți. Da. Nu, e obișnuit așa să fie 41 de grade. E mai simplu să crezi în prognoza meteorologică a lui Dan Negru. Știi că și Dan Negru a scris pe Facebook o chestie de asta, lasă că acum câteva secole a fost din nou cald pe planetă și nu e așa o mare problemă. E mai simplu, Dan Negru apare zilnic la televizor în timp ce cercetătorii ăștia meteorologi stau acolo într-un birou și studiază. Așa că e mai simplu să-l crezi pe Dan Negru pentru că în el ai încredere. Că eu bănuiesc că e aceeași situație și la noi în chestiunea asta, ca și multe alte chestiuni controversate. Uite, da. Ca așa spun și englezii, să nu-l mai credem pe Bob de la Cârciumăș sau pe Tony de pe YouTube, să ne uităm către specialiștii din Da, dar noi am trecut și prin pandemie și prin alte probleme de astea. Și tot cu la... Bob și tot cu Tony. Nu? Tot cu Bob, tot cu Tony, tot cu Dan Negru am trecut sau alte personaje de televiziune sau de Facebook. Dar adevărurile sunt mai simple, Radu. E din ce în ce mai cald pe măsuratelea. Adică în fiecare vară e mai cald decât vara trecută. Și au cam dispărut iernile. Au cam dispărut iernile și trei la mână, puneți că în foarte multe locuri din România nu este apă. Da? Chiar începând de aici, de lângă București, sau în alte localități apa este raționalizată. Că pânzele freatice, primele pânze freatice, au dispărut și că e o situație care seamănă cu seceta. Numai că și în anii trecuți nu am avut secete atât de lungi, atât de dese și temperaturi mari la nivelul ăsta. Și chiar de nu crezi într-o încălzire globală, poți să constați că e din ce în ce mai cald și poți să te gândești, dom'le, da, eu am copii. A, că noi suntem în vârstă, am trecut de 40 de ani, mă rog, am văzut partea bună a lumii. Dar ce fel de lume lași în viitor? Că de fapt asta e marea întrebare. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.